Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Stop Cadru Rădăuțean. Așa, după cum ați observat, probabil, în ultimele săptămâni, cronica televiziunii noastre a dispărut de pe ecran. Mă bucur să-i spun astăzi, bine ai revenit în studioul televiziunii Rădăuți. Domnișoara Pascal, unde ați fost plecată pentru această perioadă? De ce ați lipsit? Am fost plecată în Italia, la Taormina, cu un copil de la centru de plasament, pe care îl conduc la o operație pe cord. Cât a durat această operație? Ce detalii ne mai spuneți despre acest lucru minunat, despre un copil căruia, cred că atât Dumnezeu cât și o mână de oameni i-au redat viața? Vreau să subliniez faptul că am fost plecată în concediul meu de odihnă cu acest copil la operație. Operația a durat de la 8 dimineața. Dar de ce ați plecat în concediul de odihnă? Pentru că nu s-a putut altfel. Eventual se putea doar cu concediu fără plată. Așa a decis direcția de la Suceava. Așa. Cine a sponsorizat această operație? Această operație a fost sponsorizată de către Ordinul Cavalerilor de Malta. De unde până unde Cavalerii de Malta și un copil năpăstuit de soartă de la centrul de plasament de la Rădăuți? Prin domnul Dorin Potolingă, care este marele prior de România al Ordinului Cavalerilor de Malta. El fiind prin zonă pe la Sucevița, a auzit de acest caz, a pus-o în discuție la întâlnirea Cavalerilor de Malta în Italia. E costisitoare o asemenea operație? Eu zic că da. Nu știu exact suma, nu mi s-a comunicat, dar eu zic că da. Cine este acest copil? Două cuvinte despre copil. Acest copil este un copil minunat, are 14 ani. Cum se numește? Se numește Bintilei Vasile. De unde provine? Mai multe detalii nu am voie să vă dau. Despre copil? Bineînțeles. Bun, care este starea lui acum? Starea lui este foarte bună, operația a decurs foarte bine. Ce fel de operație a fost? A fost o operație pe cord deschis. S-a născut cu o malformație. Dacă nu îi se făcea această operație, soarta lui era moartă? Nu se știe. Dumnezeu le rânduiește pe toate, dar acest copil a avut zile de la Dumnezeu să trăiască cu această malformație cu care s-a născut până acum. Ce s-a întâmplat după operație? Operația a durat de la 8 dimineață până la orele 16 după amiază. Unde a fost? Operația a fost la spitalul Sfântul Vicențiu din Taormina, Italia, un spital extraordinar, medici minunați. A fost operat de un medic cardiochirurg extraordinar de bun. Toți medicii, toți infirmieri au fost foarte atenți cu noi acolo. De ce a trebuit să îl însoțiți pe acest copil? A trebuit să îl însoțesc pentru că părinții copilului sunt decăzuți din drepturi, iar eu sunt reprezentantul lui legal. Tutorele legal? Sigur. Și a trebuit să vă asumați răspunderea de a semna pentru operație, înainte de operație? Toată răspunderea. Tot ce s-a putut, inclusiv transfuzia de sânge, anestezia, operația, tot. Riscul cel mare a fost în sala de operație. Deci, în final, totul s-a rezolvat cu bine. Da, foarte bine. Bun, am plictisit telespectatorii cu această știre despre un alt rădăuțean căruia soarta i-a hărăzit o viață mai bună și vă las în continuare cu domnișoara Crina Pascal pentru știrile acestei săptămâni. Prima știre din Stop Cadru Rădăuțean de astăzi este din învățământ. Mult discutată problema salariilor profesorilor a avut efect și la Rădăuți. Luni 10 noiembrie, profesorii au fost în grevă. Ca în toate școlile din țară, între orele 12 și 14, și cadrele de la școala 3 sunt în grevă de avertisment. Eu, normal că în discuție cu grupa sindicală, am cerut ca elevii să fie la școală, să fie supravegheați și așa se întâmplă. Normal că toate revendicările sunt cunoscute, nu trebuie să mai vorbim despre ele. Atât facem, este primul pas. Dacă revendicările acestea nu vor fi obținute,
care va fi al doilea pas inițiat de Sindicatul Învățământului? Este preconizat la nivelul federațiilor sindicale, în dialog cu guvernul, este preconizat că dacă negocierile vor ieșua, din 18 luna aceasta, există hotărâre de a se intra în grevă generală. Depinde acum de cum vor hotărâ grupele sindicale din fiecare școală. Din cauza salariilor mici, cadrele didactice suferă de mult timp. Vor suferi copiii din cauza acestor greve ale profesorilor? Nu cred că vor suferi. De fapt, fiecare este conștient de ceea ce trebuie să facă. Ore de pregătire suplimentară se fac permanent la școala noastră și noi urmărim ca materia să fie parcursă și în același timp elevii să fie pregătiți, pentru în special elevii care dau testare. Dacă treceți pragul Galeriei de Artă, puteți admira lucrările unui parizian plecat de aici din zonă, ce expune împreună cu artistul Florin Colibaba. Vă spun în primul rând bun venit. Nu știu ce aș putea să vorbesc. Andy m-a rugat să spun eu câteva cuvinte. M-am tot gândit cum să împotrivesc cuvintele. În timp ce veneam de la primărie spre Galeria de Artă, mi-a sunat telefonul. Am înțeles că la final vor fi câteva surprize pentru participanți. Am și o surpriză pentru voi. M-a sunat... Cine m-a sunat? N-aveți idee. Consulul General al României la Marsilia. Cornel Alexe. Asta am vrut să spunem acum, că am vorbit aseară cu el. Un prieten al vostru și un prieten al meu. Da. M-a sunat convins că expoziția de... care debutează astăzi va avea succes la Rădăuți. L-am asigurat că așa va fi. Vreau să vă transmit salutul lui și de asemenea m-a rugat să-l transmit dumneavoastră. De asemenea a lansat încă de pe acum invitația ca expoziția de aici să o prezentăm anul viitor în primăvară la Marsilia. Ziceam de cuvinte. Andy mi-a pus la dispoziție un fluturaș și am zis că poate aleg de aici ceva care să mă inspire. Am văzut doar primele cuvinte, aflat între cer și pământ și privind ce e în jur. Primul cuvânt care mi-a venit în minte pentru a traduce ceea ce scrie Andy aici a fost echilibru. Colaborarea noastră a fost totdeauna de prietenie, nu m-am uitat. Deci, cum se vede, distanța de la Paris până la Rădăuți nu este chiar atât de mare, știind că el locuiește acolo. Apoi, ce a spus dumneavoastră, chiar că a fost o surpriză, că și eu vorbim aseară cu domnul Alexei, știm și știe și ani de mult că ne zbatem pentru a face o expoziție la Paris împreună sau la Marsilia. Faptul că el este aici și după cum ați observat, în general, românii care pleacă afară, mă refer la unii care se duc prin Italia și după 2-3 săptămâni sau chiar o lună se întorc acasă și vezi, doamnele, mare artist, noi de fapt artiștii suntem foarte modești, ne exprimăm prin ceea ce expunem. Trăind la Paris, nu și-a schimbat accentul, în primul rând s-a reîntors acasă, unde știe că tradiția în Bucovina își are un rost, un rol foarte important. Felul de a face această expoziție împreună cu el este chiar unicat. Surprizele vor fi la urmă pe care el îți va spune. Demonstrează că Andy a rămas român, a rămas bucovinean și după cum vedeți, ceea ce își expune sunt piese unicate și de valoare. Nu eu sunt centru atenție aici și nu eu trebuie să fiu. Sau nici chiar el. Ci ceea ce el și eu încercăm să facem. Acest arc în timp între tradiție și modernitate. În așa fel încât cofa de tradiție sau cofa de tradiție sau bărbânța de brânză care am comandat-o să nu mai iasă cu cercuri de inox. Alea vechi care le țin minte erau lunguiețe. Aveau o formă, aveau niște cercuri de lemn. Niciodată nu era perfect. Acum, dacă încercăm să le amestecăm,
tradiția cu modernitatea va ieși așa. Modernitatea are rostul ei și trebuie acceptat și mers înainte cu el. Dar și tradiția are rostul ei. Și dacă vom face case din polistiren, nu se construim pentru secole. Da, am început să importăm polistirenul și tehnicile de acolo, care le au acolo pentru butice de unică folosință. Dar ei, înainte de asta, au construit case de piatră cum noi doar urăm la nunți. Au făcut casele din piatră timp de secole, după care au făcut la marginea orașelor și butici din polistiren. Asta e la... Ăia au 170 de feluri sau 180 de feluri de brânză. Noi avem una singură sau două și am uitat să-i facem tradițional forma în care o aveam. Acum 4 ani am propus, în primul rând, și am simțit că e neapărat necesar să fac expoziția asta, m-am simțit obligat să o fac și atât a durat până când am reușit. Și sper să fie doar un început în care, cum să vă spun, oamenii de la Lucina, de la Ulma și cei de la Paris se poate comunica, dar să comunice pe lucruri esențiale. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Poliția rădăuțeană vrea să vă prezinte unele aspecte ce au avut loc ultima perioadă pe raza municipiului Rădăuț. Astfel, în evidența Poliției Municipiului se afla un număr de 6 dosare penale, prin care s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul UAV din municipiul Rădăuț pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, ultraj contra bunul moravuri, tulburarea liniștii publice, lovire sau alte violențe, vătămare corporală și amenințare, fapte prevăzute și pedepsite de codul penal. Astfel, în cursul nopții de 15 spre 16 august anul curent, învinuitul UAV a distrus cu o bâtă parabrizul și geamurile laterale unui autoturism ce se afla parcat într-un loc public și ce aparținea părții vătămate Linu Vasile din municipiul Rădăuț. O altă faptă comisă tot de către acesta se referă la faptul că în cursul zilei de 15 octombrie anul curent, orele 14, împreună cu încă alte două persoane, l-a lovit cu o bâtă pe numitul Gozic Lucian, cauzându-i o vătămare corporală ce necesită 35-40 de zile îngrijiri medicale. Această faptă s-a petrecut într-un loc public, indignând opinia publică și cetățenii care se afla în acea zonă la data respectivă. Tot acesta, la data de 1 noiembrie 2008, între intervalul orar 18-19, aflându-se într-un local public de pe raza Muncerul Dăuț, i-a amenințat pe numiții Moroșan Daniel, Ilaș Gabriel, Cantoreanu Robert, cu acte de violență, având asupra sa de asemenea o bâtă. Pentru aceste motive, astăzi, data de mai sus, orele 14, s-a dispus reținerea numitului UAV pe o perioadă de 24 de ore. Urmând ca în cursul zilei de 14 noiembrie anul curent, cel în cauză să fie prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuț cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și de arestare preventivă. Cel în cauză a fost escortat și introdus în arestul Poliției Municipiului Rădăuț. În cazul că va fi găsit vinovat, cel în cauză riscă o pedeapsă cuprinsă de la un an la 15 ani pentru faptele comise. Vreau să asigur cetățenii acestei localități faptul că poliția își va face datoria, va fi în slujba cetățeanului și va interveni prompt cu orice sesizare făcută și adresată acestei instituții.
Administrația locală a hotărât să desfințeze tarabele vânzătorilor ce au datorii la bugetul local. Să urmărim câteva instantanee din piața centrală. Unii persoane au făcut o adresă care e înregistrată către domnul viceprimar, da? Așa. Deci, vedeți că este chiar o adresă. Ca să vă spun că din ce cauză fac parte. Sunt viceprimar și cred că pentru fiecare care se adresează cu o problemă, trebuie să-i dau răspuns. Primul rând că dacă ocupă un spațiu de comerț și nu-l plătește, nu este corect ca vecinul de alături să plătească și o anumită persoană sau o asociație familiară sau o persoană fizică să nu-și plătească. Din angajamentul care l-a luat astăzi, deja o parte a plecat la caseria primăriei să-și plătească, să intre în legalitate și cred că nu trebuie să faci nicio diferență între unul și altul. Singura diferență care o putem face, acel care nu plătește să-l scoate din competiție, că atunci suntem egali pentru fiecare. Oamenii au înțeles misiunea noastră, plătește bani, s-au angajat chiar pentru eșalonare până la 25 decembrie să plătească câte suma 80 milioane care are o restanță mai mare, o parte are o restanță mică, o plătește și au solicitat ca să-și desfășoare activitatea precum și ceilalți din colegia lor. O parte din comercianți care au avut o sumă mai mică s-au angajat ca în decurs de o săptămână să plătească în două tranșe, o tranșă astăzi și una până într-o săptămână. O parte din persoanele autorizate s-au angajat ca până în data de 25 decembrie să plătească câte o eșalonare, câte 8 milioane vechi, deci până în 25 decembrie să termine restanța. Aș vrea ca să vorbesc pentru că aceste familii trăiesc pur și simplu din comerțul care îl face. În momentul în care am încercat să închidem acest comerț, i-am pune acești oameni cu fața la zid. Iar dacă suntem aleși ca să analizăm fiecare problemă, trebuie să ne gândim. Sunt persoane care își trăiesc câte 4-5 copii din acest comerț. Nu au venit la primărie ca să ceară un ajutor social, înseamnă că se descurcă singur și dacă își plătesc și banii, cu atât mai bine trebuie să fim credibili. Este foarte ușor de a-i închide taraba și trimitem în clădirea de la primărie de alături să meargă la social să-și primească alte ajutoare sociale. Pot să spun că familiile respective nu beneficiază de ajutoare sociale, nu au beneficiat, nu au venit la primărie ca să-și ieie alte venituri sau alte ajutoare. Deci dacă s-au descurcat bine, trebuie să fim mulțumiți într-un punct de vedere, dar, repet, nu trebuie să facem diferență ca unul să plătească sau unul să nu plătească. Trebuie să fie egal cu fiecare comerciant. Dacă acum câteva săptămâni v-am prezentat cea mai lungă ședință a Consiliului Local, iată că astăzi vă prezentăm o ședință ce s-a terminat înainte de a începe. Eu am în aparatul primărie doi juriști, îmi cer scuze, care veghează tot timpul ca instituția primăriei să respecte legea. Așa că nu vă rog să nu facem alte comentarii sau alte discuții în afara acestui punct. Deci, în condițiile acestea, ședința s-a încheiat, fiind paritate, potrivit regulamentului, deci a rămas toate punctul. S-a votat, nu ordinea de zi. Mulțumim, domnul. Haideți să vedem. Ordinea de zi. Dacă domnul președinte, domnul secretar, mai este posibilitatea să luăm o pauză, să revenim pentru a vota. Dacă a doua oară se întâmplă. Unde scrieți? Domnul colonel, asta la armată, vă rog frumos. Eu sunt ca și tine consilier. Vă rog frumos. Avem o propunere aici, deci să luăm o pauză, să discutăm pe grupuri și să revenim înapoi, pentru că sunt niște puncte foarte importante la ordine zi. Pauza foarte simplu. Nu există decât varianta de a retrage. Domnul Ierescu, noi luăm o pauză de 10 minute, discutăm grupurile și ne întâlnim și supunem la vot din nou. Dacă se menține paritatea asta, nu paritatea decide dumneavoastră. Păi nu, dar votăm în consiliu. Nu că am dat și calitate. Vă rog, stai jos. Vă rog, stai jos. Ce calitate vorbești? Conduce domnul președinte. Vă rog, liniște. Vă rog, înțeles. Cred că nu s-a înțeles care e diferența între a suspenda ședința și a se retrage, că erau două variante. Noi ca să înțeles. Continuăm ședința, trebuia retras punctul de pe ordinea de zi sau să... Dumneavoastră, domnul Jufez, mai bine mai explicăm o dată. Nu aveți în acest moment posibilitatea să influențați, nefiind dumneavoastră inițiator. Inițiatorul fiind de față și pronunțându-se foarte clar că nu renunță la punct și își menține poziția în acest moment, consider că este inutil
și superflu ca să ajungem în situația să mai reluăm. Nu este adevărat. Noi ne consultăm, fiecare grup, revenim peste 10 minute și vă propun să supuneți la vot această propunere și dacă nu cade și această propunere, s-a încheiat toată treaba asta. Deci această intervenție a noastră este după pronunțare. Da. S-ar putea să mă convingeți, doamnă președinte de ședință, dar în urma unei dezbateri. Dacă mă convingeți să urma unei dezbateri, s-ar putea să retrag. Să dezbată acest punct. Deci, păi să retrageți punctul. Păi trebuie să argumentați dumneavoastră și nu mai urmă retrage. Domnul președinte, nu supunem dezbaterii aplicarea sau nu a legii. Legea spune clar în ședință ordinară. Suntem în cadrul în ședințe extraordinare. Domnul secretar, este corect sau nu? Dar vedeți că mai sunt pe ordinea de zi niște puncte... Domnul secretar, este corect sau nu ce am spus eu? Suntem în ședință extraordinară? Da. Legea spune că această problemă, cea de la punctul 10, se dezbate într-o ședință ordinară? Dați-mi voie să vă răspund retoric. Care este mai important? Discutarea Nu, aplicarea legii este cel mai important lucru. Ședință extraordinară? Aplicarea legii este cel mai important lucru. Retoria nu v-ați făcut datoria ca și juriste. Aici primiți pentru încadrarea legii. Domnul ca și jurist, nu v-ați vrea. Domnule, vă rog frumos. Domnul Maira, vă rog frumos. Nu, s-a înscris la cuvânt și a vorbit. Vă rog să rețineți că aceste discuții au loc după ce eu am declarat încheierea ședinței. În semn de... Poftiți. Încerc scuze, dar avem niște proiecte care nu suportă amânare. Iar acest punct 10 s-a discutat la anterioarea ședință ordinară. Nu s-a discutat. S-a discutat la punctul divers și s-a discutat. Avem niște puncte care nu suportă amânare, e vorba de bugetul primăriei, care facem rectificare și ne blocați financiar. Vă rog să ne înțelegeți că nu putem să amânăm această ședință. Problemele cel mai importante de pe ordinea de zi sunt rectificarea bugetului. E sfârșit de an și noi trebuie să rectificăm bugetul. Punctul 10 nu e important pentru mine, decât eu l-am inițiat înspre aprobarea dumneavoastră. Urmează nu e o problemă ordinară. Mea, ci e problema care o avem în momentul ăsta, bugetul. Rectificarea bugetului și sunt cele trei puncte. Ați văzut că 6, 7 și 8 l-am retras, iar punctele următoare vă rog să le discutați. Vă rog numai în condițiile în care dumneavoastră... Și să respectați legea, domnule consilier. În condițiile în care reveniți cu un alt proiect al ordinii de zi. Pentru proiectul de ordine de zi prezentat s-a votat. Partidul Democrat Liberal își exprimă profunda dezaprobare față de gestul consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți de a se retrage de la ședința extraordinară convocată în data de 14 noiembrie 2008. Pe lângă proiectele importante, care au fost incluse pe ordinea de zi și care nu au putut fi discutate și aprobate de către Consiliul Local, modul flagrant în care s-a încălcat legea de către consilierii Alianței PNCCD, PSD, PNL va rămâne o pată murdară în istoria Consiliului Local Rădăuți. Astfel, consilierul local PNCCD, Mircea Irimescu, care și-a pierdut calitatea de membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, fiind în prezent membru al Partidului Național Liberal și candidat al acestei formațiuni politice pentru Camera Deputaților, continuă să sfideze legea și cetățenii municipiului Rădăuți, refuzând să-și prezinte în mod onorabil demisia din funcția de ales local conform legii. Deși nu era legal să participe la vot, la proiectul de hotărâre în care se discuta constatarea încetării de drept a mandatului de ales local, domnul Irimescu a încălcat cu bună știință legea și regulamentul de funcționare a Consiliului Local, viciind astfel rezultatul votului. Mai mult decât atât, a încercat să-l șantajeze pe primarul Aurel Olărean, condiționând participarea la ședința consilierilor Alianței PNCCD-PSD-PNL de retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre care îl privea personal. Părăsirea ședinței de Consiliu nu doar că încalcă legea, dar are rolul de a-i disprețui pe cetățenii municipiului Rădăuți. Punerea intereselor personale sau de grup, mai presus de interesele comunității, e un fapt care încalcă legea, încalcă minimele norme morale, precum și jurământul de credință depus la preluarea mandatului. Prin urmare, considerăm că mandatele celor 9 consiliere Alianței PNCCD-PSD-PNL au încetat de drept prin ruperea jurământului de credință depus față de municipiul Rădăuți. Facem apel la conducerea partidelor Alianței de Interese din Rădăuți să retragă sprijinul politic celor 9 consilieri și să nominalizeze din membrii supleanți persoane responsabile, capabile să conlucreze în interesul cetățenilor. Am convocat această conferință de presă pentru a explica telespectatorilor rădăuțeni situația creată în ședința de Consiliu Local Extraordinară de astăzi
ședință convocată pentru ora 12 și care s-a întrerupt, suspendându-se potrivit reglementărilor legale prin neadoptarea proiectului ordinii de zi. În fapt, discuția a plecat de la un vot de paritate 9-9 privind aprobarea ordinii de zi, situație în care nu s-a găsit o soluție de compromis, a rămas în vigoare prevederea regulamentară de suspendare a ședinței. În legătură cu această, să zicem, situație deosebită în ședință, aș mai avea de comentat faptul că a fost destul de tensionată, s-a văzut o polarizare efectivă și foarte pronunțată a consilierilor locali, s-au apărat puncte de vedere și, practic, obiectul discuției în contradictoriu l-a reprezentat punctul 10 de pe ordinea de zi, punct care prevedea aprobarea unui proiect de hotărâre privind suspendarea calității mele de consilier local. Vreau să precizez că eu nu mă sustrag unei judecăți în Consiliu, chiar mi-am pregătit apărări, numai că vederea legală este, potrivit articolului 12 din legea 93/2004, și îmi permit să-l citez, în toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale acestuia, Consiliul Local sau Consiliul Județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui Consiliului Județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Cum ședința ordinară a Consiliului Local pe această lună nu a avut loc și urmează să aibă loc în zilele următoare, este absolut ciudat de ce s-a dorit cu câteva zile înainte să se forțeze obținerea, discutarea acestui punct și eventual obținerea unei hotărâri de aprobare a acestui proiect. Consilierii care s-au opus acestui lucru au ținut seama de faptul că se poate rezolva chestiunea și discutarea acestei probleme în câteva zile, deci se poate chiar săptămâna viitoare, și nu prezenta un caracter de urgență ca să facă obiectul unei ședințe extraordinare, încălcând în acest caz legea. Ba mai mult, eu apărările pe care intenționez să mi le fac în acest caz, nu mi le puteam susține în condițiile unei ședințe extraordinare, fiind pasibil, acceptând condițiile de încălcare a legii, să fiu amendat într-o eventuală instanță pentru acest lucru. Dar doresc să precizez că s-a văzut cu claritate dorința domnului primar de a mă exclude din Consiliul Local. Este evident, a renunțat la toate punctele de pe ordinea de zi care ar fi putut constitui subiect de dispută, să zicem, sau opinii în contradictoriu, a lăsat numai acest punct și nu a renunțat până în ultimul moment, deși i-am propus de 3 ori să renunțe la acest punct pe ordinea de zi, ocazie cu care s-ar fi putut desfășura ședința în continuare. Nu vreau să intru în fondul problemei punctului respectiv, tocmai pentru că se va discuta într-o ședință separată și pentru aceasta vă mărturisesc o situație de jenă. Este clar că campanie electorală și se profită de această campanie electorală, că atacurile privesc o zonă care mie îmi scapă, o parte a lucrurilor nevăzute, nu am informații, nu știu ce mai mult decât este, dar potrivit legii lucrurilor se vor desfășura toate la vremea respectivă și în condițiile și împrejurările stabilite strict prin lege. Mai mult, am rămas surprins de atitudinea domnului secretar al Consiliului Local, care și-a permis, în afara textului legal, o discuție pe care a declarat-o retorică. Dumnealui nu este consilier, nu are dreptul la opinii politice în Consiliul Local, a face sluj în fața primarului
nu ajută democrației noastre în deliberativul local, dar totuși s-a permis să facă acest lucru și, mă rog, dacă se va face public chestiunea aceasta, se va putea aprecia acest lucru, măcar pentru viitor să nu fie. Mai erau și alte situații în legătură cu funcționarea Consiliului Local. Nu doresc să intru în mai multe amănunte, pentru că, poate că dorește colegul să spună ceva, eu eram pregătit să semnalez un caz de cenzurare a Consiliului Local, dar îi va veni vremea să fie discutat și îl voi face public, probabil în presă, posibil să fie în presa scrisă, după ce va fi discutat în Consiliul Local, așa cum am făcut în toate situațiile. Deci nu mi-am permis, nici acum, aș putea profita de faptul că sunteți dumneavoastră în această conferință de presă, să aduc în discuție eventuale probe care să mă dezvinovățească sau, mă rog, să mă explice sau să-mi explice anumite gesturi. Voi face aceste lucruri numai și numai după ce se va discuta în Consiliul Local și n-am folosit acest prilej ca un subiect de campanie. Eu vă mulțumesc. Da, deci aș dori și eu să explic poziția noastră relativ la ordinea de zi și la acel punct 10. Poziție care are în vedere strict respectarea legii, pentru că, după cum se va vedea în ședință, am cerut explicit secretarului orașului, municipiului, să ne prezinte care este textul de lege care specifică acest lucru. Ne-a dat dreptate, a arătat că, într-adevăr, introducerea pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a acestui punct nu este legală și, în aceste condiții, era normală retragerea de îndată a acestui punct, urmând ca ședința să se desfășoare fără nicio problemă. Nu am venit hotărâți să părăsim sau să părăsim sala de ședință. A fost o situație care a apărut pe loc pentru că am fost extrem de surprinși de fermitatea cu care primarul nu a dorit să renunțe la acest punct pe ordinea de zi, în fond pentru o săptămână, pentru că, conform regulamentului votat ședința trecută, ședința de Consiliu Ordinară va avea loc săptămâna viitoare, în ziua de joi. Într-adevăr, remarc și eu viteza și nerăbdarea primarului de a scăpa de domnul consilier Irimescu. În același timp vreau să vă spun că și noi avem o serie de cazuri care la un anumit moment dat le vom prezenta, în sensul de presiuni făcute asupra unor consilieri ai PSD pentru a-și modifica pozițiile pe care le au în Consiliu Local. Se vede că deranjăm prin faptul că încercăm să mergem foarte cât mai strâns de spiritul legii și nu vreau să comentez care este la ora asta intenția primarului, dar pot să-mi permit să-l suspectez de nu de cele mai bune intenții. Mai mult decât atât, astăzi ne-au fost introduse pe ordinea de zi două plângeri prealabile, prin care vreau să vă spun că, din nou, într-una dintre ele se face un atac din nou la Societatea de Servicii Comunale, pentru că, prin această plângere prealabilă se dorește contestarea hotărârii de Consiliul Local privind contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Rădăuți. Deci, vă dați seama, se ajung în niște situații absurde. Nu mai înțeleg dacă cei din primărie, adică dacă executivul acestui oraș știe că această societate de servicii comunale este a Rădăuțului. Se atacă în neștire hotărâri de Consiliul Local. Mai mult decât atât, nu se respectă hotărâri de Consiliul Local. Și în acest sens o să venim cu dovezi. Sunt hotărâri de Consiliul Local pe care, pur și simplu sunt puse în aplicare fără nicio explicație. Mai mult decât atât, nu am mare plăcere să fii consilier local la Rădăuți. Este un punctul meu de vedere personal, pentru un motiv că în fiecare ședință este revoltător să asistăm, să fim jigniți. Mai nou am început să fim jigniți nu numai de către primar, ci și de consilierii PDL, care își doresc cu orice preț să conducă discreționar acest oraș. Dacă ar fi existat intenții din partea consilierilor PDL de a fi invitați la o dezbatere pe anumite proiecte pe care ei le inițiază anterior ședinței,
și noi am fi refuzat, într-adevăr puteam fi acuzați de rea voință în acest lucru. Dar câtă vreme demersurile lor nu există, ci pur și simplu ne obligă să votăm pentru că așa trebuie, pentru că sunt proiectele primarului, acest lucru nu îl vom accepta și ne vom comporta ca atare câtă vreme vom putea rezista. Mai mult de nu am mai spune. Vă mulțumesc. În timp ce unele fabrici de automobile se închid, firma rădăuțeană Automitric lansează pe piață noul Golf 6. Firma Automitric, distribuitor Volkswagen pentru județele Suceava și Botoșani, are deosebită plăcere să lanseze astăzi, într-un cadru festiv, cea de-a șasea generație de Golf. Un model de volum, un model care sperăm să aibă priza cuvenită la public, un model pe care suntem mândri să-l lansăm aici la Suceava, noi ca firmă, care am pornit din Rădăuț și spre mândria noastră a rădăuțenilor, iată, am ajuns aici în Suceava, am reușit să cooptăm o piață foarte importantă și sperăm și de acum încolo să mergem așa cum ne-am propus. Cea de-a șasea generație de Golf reprezintă un succes și sperăm din tot sufletul să reprezinte și un succes atât în vânzări, cât și în ținta de piață pe care noi dorim să o atingem. Acum la 34 de ani, un nou model al firmei Volkswagen, mai mult decât atât, un nou model de Volkswagen Golf își face apariția pe piața suceveană. Cu acest model ne putem lăuda prin faptul că este o mașină cu totul și cu totul nouă, deși privită în ansamblu poate nu vi s-ar părea acest lucru, atât tehnic cât și designul este cu totul și cu totul nou. Odată cu această lansare se aduc o serie întreagă de lucruri noi pe această gamă, care până de curând poate că nu erau posibile. Scanare a căii de lurare, așa numitul front scan, active cruise control, suspensia dinamică cu adaptare activă și multe alte detalii tehnice care, să spunem, până anul trecut, această clasă nu și le putea permite, în ghilimele, ca să zic așa. De astăzi sunt toate disponibile pe noul model de Volkswagen Golf. Acum o săptămână am lansat Volkswagenul Scirocco, acum lansăm Volkswagenul Golf. Eu cred că vom susține cu aceste noi modele această criză care evident se face simțită, dar cum se spune în mediul economic, în momente de criză, marketingul te salvează. Și un nou model venit pe piață poate face acest lucru. Au fost mașini vândute, sunt mașini vândute, încă n-au fost livrate pentru că am așteptat lansarea. Avem mașini de stoc disponibile la livrare în orice moment. Ca și target, până la sfârșitul anului ne-am propus să vindem peste 20 de unități, urmând ca la anul viitor să facem din Volkswagenul Golf ceea ce face el mai bine, volum. Preț? Prețul nu diferă față de vechea generație de Golf. Ba chiar dacă luăm în calcul varianta că mașina vine mai bine echipată de standard, per total am putea spune că este chiar ușor mai ieftină. Un grosso modo vorbind, pleacă de la un 14.000 de euro TVA inclus, modelul de bază. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful 'cause I can see.
născut cu experiență. Cadrul proșcoală poposește la Colegiul Național Eudoxiu Urmuzachi printre rapsodiile de toamnă. Colegiul Eudoxiu Urmuzachi din Rădăuț oferă în această seară un recital sub auspiciul Toamna Muzicală, un recital de pian al solistei Cristina Balan și a invitatii acesteia Bianca Todiresi. Programul cuprinde lucrări din epoca romantică, lucrări de mare popularitate, studiate de aceste două eleve, cântate, zic eu, într-o manieră profesionistă, chiar dacă aceste două eleve nu sunt instituționalizate într-o instituție de învățământ artistic. Ne mândrim cu aceste două eleve care fac față cerințelor muzicale în etapa în care se găsesc ele, deci la școala generală. Noi vă dorim audiții plăcute și suntem convins că veți reveni la Colegiul de Sud Muzache pentru a asculta muzică de calitate.
Nici în această săptămână nu ne-au ocolit știrile electorale. Duminica trecută, la Casa de Cultură, a avut loc lansarea candidaților PDL. Acum, pentru că vin alegerile parlamentare, eu cred că noi avem o obligație să explicăm oamenilor de ce trebuie să ne voteze candidații noștri ai Partidului Democrat Liberal. Pentru că acești candidați vor numi viitorul guvern și viitorul prim-ministru. M-am hotărât să candidez pentru acest partid, pentru că sunt susținut de partidul care în aceste alegeri va da cel mai competent om ca prim-ministru, un om rațional, un om cu o competență profesională deosebită și în afara acestui fapt, tot acest partid a făcut ca la nivelul președinției Consiliului Județean să fie îndepărtat un colos cu picioare de lut, de fapt, iar culoarea politică a județului să fie schimbată prin votul uninominal acordat în primul rând președintelui Gheorghe Fluture aici de față. Înainte de a vă spune câteva cuvinte de politică, vreau să-i spun un lucru domnului Gheorghe Fluture aici de față. Spuneam mai înainte că domnul Tăriceanu a vrut să ne dea pe amândoi afară, pe dumnealui a reușit, pe mine n-a reușit să mă dea afară. Mi se pare și normal, pentru că eu am dat un examen, dumneavoastră nu. N-am venit aici să vă spun ce am făcut, n-am venit aici să vă spun ce o să fac, am venit aici să vă spun ce să faceți, ca să știu ce să fac. Pe 30 noiembrie ne așteaptă pentru prima dată în România un vot uninominal. Până acum n-am mai avut de-a face cu așa ceva. Acest vot uninominal înseamnă, de fapt, să votăm niște oameni care reprezintă partide. Și nu niște partide cu niște liste în spatele cărora se ascundeau diversi cetățeni, diversi oameni veniți de la București sau de aiurea. Așa cum a spus și doctorul Irmie, sunt în județul Suceava 14 parlamentari. Eu sunt convins că nu-i puteți enumera nici măcar pe jumătate din ei și în acest moment vă reprezintă în Parlamentul României. Pe dumneavoastră, pe mine și pe toți din județul Suceava, toți cei care i-au votat sau nu i-au votat. V-aș putea da o sumedenie de exemple, dar nu cred că acesta este lucrul cel mai important. De aceea, doresc să vă spun că pe data de 30 noiembrie ar fi bine să venim cu toții la vot și să votăm membrii Partidului Democrat Liberal care ne reprezintă, membrii care sunt din zona Rădăuțului, oameni care au ținut și vor ține în continuare cu populația și nu vor încerca să formeze grupuri în Parlament care să reprezinte cu totul și cu totul alte interese. Lucrurile sunt suficient de simple, spun eu. În momentul acesta, pe scena politică românească, există trei partide mai importante. Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal. Aceste partide și-au desemnat câte un viitor premier. Pentru noi, Partidul Democrat Liberal, premierul desemnat se numește Teodor Stolojan. Și în continuare, Constituția spune că în acest caz, președintele României este obligat să numească premierul de la un partid parlamentar. Asta înseamnă că este suficient să intrăm în Parlament și premierul va fi al nostru. Din acest motiv, noi, membrii Partidului Democrat Liberal, trebuie să fim în Parlamentul României cât mai mulți.
Prezent la Rădăuți, într-o conferință de presă, candidatul PDL dr. Cristian Irimie a precizat că pe parcursul ultimelor două săptămâni a avut numeroase întâlniri cu cetățenii și prin lobby la forurile competente a rezolvat numeroase probleme. Trecând în revistă câteva dintre realizări, doctorul Irimie a enumerat asfaltarea drumului Rădăuți-Măneuți, un medic pentru dispensarul din Măneuți, reabilitarea dispensarului medical din satul mare, regularizarea pârâului de la Volovăț, precum și discuțiile privitoare la accesarea de fonduri pentru construirea unei noi unități sanitare la Horodnic de Jos.